Salutare, dragi prieteni! Conform unor statistici elaborate de cercetătorii britanici, în plină pandemie, lumea construiește, renovează. Ei bine, am ajuns și noi la acest punct și vrem să ne renovăm sediul Ziarului 21 și atunci vrem să apelăm la profesioniști. Practic, noi vrem să schimbăm parchetul, vrem să punem parchet pe scări și multe alte detalii legate de acest aspect. Și pentru că colaborăm cu cei mai buni, vrem să vă prezentăm astăzi dintre cei mai buni oameni în acest domeniu. Să mergem! Așa cum am spus, dragi prieteni, și în intro, sediul Ziarului 21 trebuie să intre în renovare și apelăm la cel mai bun om pe parte de parchet și nu numai. Ce faci, dragule? Ai emoții. Salutare! Vrem în primul rând să te felicităm pentru că știm că ești pe piață de foarte mult timp, dar nu ești pe piața de la luna, ce a început la Câmpia Turzi. Acum inaugurăm practic, cum am făcut și acum câți ani are la acum 3 ani la Câmpia Turzi, inaugurăm noul sediu la luna. Să ne spui câteva detalii despre acest nou sediu. Bună ziua, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Noul sediu în luna, am început proiectul ăsta acum un an și câteva luni. Ce pot să vă spun? Vă așteptăm să ne vizitați. Am pregătit o gamă largă de variante de parchet, de pardoseli, tot ce vă interesează. Mă bucur că am deschis la luna, pentru că e ceva nou pentru zona de aici, pentru Câmpia Turzii, pentru luna, pentru toată zona. Cât este important pentru cei care doresc să achiziționeze parchet pentru a-și îl pune în casă, cât este de important experiența celui care montează parchet? Este foarte important, lumea nu realizează chestia asta. În orice domeniu, orice construiești, e foarte important să apelezi la un specialist, pentru că știe toate detaliile, de la început până la sfârșit. Trebuie să ne spui, cel puțin mie să-mi spui, pentru că intenționez să achiziționez niște parchet, care este diferența între parchet laminat, parchet stratificat și încă vreo 3-4 categorii de parchet? Diferența e Da, păi depinde și de bugetul care îl depinde persoana. Un parchet laminat e o pardosea flotantă, e specială pentru gălzire în pardosea, se poate pune în orice showroom, în orice casă, oriunde. Parchetul stratificat are durată de viață de 50 de ani garantată, se poate și recondiționa, e lemn, e triplu stratificat, da. Vine lipit, se poate recondiționa în timp. Okay. După cum observ, tu nu ai numai neapărat parchet aici, acolo în spate putem observa și niște uși, deci practic faci și partea asta. Da. Păi am încercat să ducem la clientul final, începând de la parchet, uși, plinte, tot ce trebuie. Ok, alături de noi îl avem și pe edilul Comunei Luna, domnul George Aurel, vă rog frumos să veniți lângă noi. Păstrăm distanța socială să nu fie niciun fel de problemă. Ce părere aveți despre faptul că, iată, aveți un nou contribuabil la dumneavoastră în comună? Bine, el e măritat aici în comună de ceva timp și... Sigur, pentru noi ca autorități locale este o bucurie când vedem că investitorii vin pe teritoriul comunei noastre și... Cu această ocazie le doresc mult succes. Contribuabilul nostru este alături de noi, sunt convins. Sunt convins că afacerea o să meargă. Sunt convins că o să avem o relație bună de parteneriat sau de colaborare.
Sigur, mă bucur din suflet pentru că sunt tineri, oameni de afaceri tineri și chiar pe vreme de criză, de pandemie, văd că se muncește și mai ales tinerii investesc și vin cu ceva nou pentru comunitate, pentru societatea de astăzi. Domnul primar, ca peste vreo 10 ani să fie tot aici și să facă o cifră de afaceri de peste 1 milion de euro și tot impozitul, bineînțeles, să vină în... Sigur, sigur, eu îmi doresc să se extindă. Deci să rămână, pentru că sunt luneni, deci vreau să se extindă, ca afacerile lor să meargă cât de bine, să prospere, investiții să facă cât mai multe și atunci toți avem de câștigat, inclusiv noi ca autorități locale și inclusiv cetățenii comune, care pentru ei o realizare să ai un așa showroom în comună, într-adevăr este ceva deosebit. Mie nu-mi rămâne decât să le doresc mult succes, să-i felicit pentru tot ce au făcut, pentru că este într-adevăr ceva modern de secolul 21, deci într-adevăr un lucru deosebit, un lucru frumos și doresc ca ei să prospere și să investească în continuare în Comuna Luna și să avem o colaborare bună și un, cum să vă spun, un parteneriat între primărie și oamenii de afaceri. Noi suntem deschiși la colaborare, avem mulți investitori pe teritoriul comunei și ne bucurăm că Luna devine un loc în care investitorii vreau și vin și investesc. Mulțumesc! Primar, încă o întrebare. Eu mi-am pus parcheta cu vreo 5 ani de zile, eu mi l-am pus, drept dovadă scârție. De ce scârție parchetul? Bănuiesc că e un parchet laminat, nu? Da. Am înțeles. La un parchet laminat e foarte, foarte important să șapa. După aceea, nu, să monteze de un specialist sau cineva care cât de cât cunoaște așa, și e foarte important e la un laminat să fie de calitate și stratul lui de uzură de deasupra să fie calitatea superioară. Să ne spui iarăși o chestie foarte importantă și pentru cei care o să vizioneze acest clip, cu ce firme colaborezi? Avem mai mulți parteneri. Partenerii noștri pentru partea de laminat îi avem pe Egger. După aceea, parte de stratificat, avem mai mulți parteneri. Parteneri de la Tarchet, parteneri din Austria, 4 firme din Austria cu care colaborăm. Mai colaborăm cu firme din România de parchet, tot așa stratificat și masiv. Și mai avem încă 3 parteneri pentru uși de interior. Partenerii de la Prum, care sunt uși făcute în Germania. Partenerii de la Profil Doors, uși de calitate superioară, sunt făcute în Rusia, în Moscova. Și mai avem încă un partener din România care fac uși din lemn masiv, lemn stratificat, uși de exterior, din aluminiu, de la Ital Steel. Încă 2-3 chestii și poate lăsăm. Trebuie să ne spui cât de greu ți-a fost acum 3 ani de zile când ai început la Câmpia Turzii, într-o comunitate sau neapărat Câmpia Turzii, în România, că în România toți suntem specialiști la ceva. Într-o lume în care toată lumea știe să facă ceea ce trebuie să facă un profesionist, tu practic ai venit, ți-ai făcut un showroom și la Câmpia Turzii și culmea, deși probabil nu mulți s-au dat credit, ai reușit. Credit nu financiar, credit moral. Ai reușit. Care este secretul? Că trebuie să existe un secret. Secretul e să faci ceea ce îți place. Nu contează orice ai face, trebuie să faci cu plăcere, să te trezești dimineața, să te duci la lucru cu cea mai mare plăcere. Eu lucrez de 12 ani, numai așa ceva fac. Pentru mine nu a fost ceva nou. Acum 3 ani când am deschis showroom-ul, am o experiență foarte mare în spate, proiecte foarte, foarte mari, foarte deosebite. Deci, pentru mine nu a fost ceva nou. A fost ceva nou pentru Câmpia Turzii, mă bucur că a prins, mă bucur că le-a plăcut la lume. Încerc să colaborez cât mai bine și în Câmpia Turzii, Turda, toată zona, Cluj, peste tot. Îmi pare bine că lumea a început să fie deschisă și o să încearcă să caute specialiști. Și ultima întrebare, să ne spui, te rog frumos, ce mesaj ai pentru cei care o să scalce showroom-ul? Vă aștept cu drag pe toți. Vă așteptăm cu o multitudine de produse și vă așteptăm inclusiv consultanță, montaj, dacă doriți, absolut tot.
clienții noștri vin la noi după ce semnăm un contract sau după ce batem palma, cum se zice, noi ne ocupăm absolut de tot. Intrăm la client în casă, ieșim la gata cu tot. Lucrezi singur? Acum am zis că ultima întrebare, da. Avem o echipă, suntem mai mulți în echipă, foarte, foarte profesioniști toți, le mulțumesc la toți, inclusiv la nevastă mea, care se ocupă cu, pe partea asta de showroom, eu mă ocup numai cu montajele. Avem băieți profesioniști care montează ușile, parchetul, absolut tot. Când de la client din casă, ne strângem mâna, toți clienții îți mulțumim și rămânem prieteni. La spatele unui bărbat puternic care știe să pună parchet, stă o femeie puternică. Bun, vă dorim să aveți succes, așa cum a spus și domnul primar, să fie de bun augur această investiție în Comuna Luna și peste an, de ce nu, la un alt punct, pentru că trebuie să vă extindeți, pentru că facem și o reclamă. El chiar știe să pună parchet și nu numai, și echipa lui sunt foarte profesioniști, am apelat la ei și știu despre ce este vorba. Trebuie să apelați și dumneavoastră pentru că calitatea este asigurată. Toate cele bune, succes și spor! Da. Trebuie să recunosc că am venit puțin cu inima strânsă la acest eveniment, pentru că este greu pentru un primar să piardă un investitor din municipiul Câmpia Turzii. Și vorbesc astăzi despre Cosmin Oltean și soția lui Andreea, care au hotărât să-și deschidă acest showroom la Luna, în localitatea învecinată. Dar pe de altă parte trebuie să recunosc că este o veste bună pentru locuitorii zonei noastre, pentru că orice investiție, orice afacere, indiferent cât este ea de mică, nu face altceva decât să ducă la o creștere a nivelului de trai în zona noastră. Ori deschiderea acestui showroom în Comuna Luna este benefică nu doar pentru locuitorii acestei comune, ci pentru toată zona, pentru că, așa cum îl cunosc pe Cosmin și pentru modul extrem de profesionist în care lucrează, sunt convins că clienții pe care a avut în municipiul nostru vor veni și aici pentru a-și cumpăra produsele pe care el le comercializează. Îi doresc sau le doresc amândur la succes și să dea bunul Dumnezeu ca următoarea investiție să fie făcută din nou în municipiul nostru. Shooting stars above the city lights.